Salut! Noi suntem Cocolic și bine ați venit la un episod de Minecraft. Acum planul este să-mi fac toată asta așa, să arăt eu imediat, să nu cad, că dacă cad, vai de capul meu și să-ți arăt. E puțin cam greu și puțin cam complicat, doar că un singur lucru vreau să știu sigur, cât de înaintat merg cu casa asta. Eu zic să-ți faci și pereții aici în partea din față, că nu ți-ai făcut pereții. Care? N-ai terminat cu toți pereții. Care parte din față? Ăla, aici nu ai niciun perete. Unde? Aici? Aici. N-am nicio legătură că eu fac chestia asta așa în formă de V, știi? Ok, ok. Fac asta în formă de V. În formă de, așa, un V întors, adică o căciuliță dintre aia. Și acum este foarte dificil că trebuie să fac chestia asta pe pământ, care după aceea trebuie să o iau, știi? Da, dar lasă că asta ți-o iei tu după. Da. Dar e muncă grea. Sau îți pui un tavan. Îmi pun un tavan. Pe dedesubt. Știți, asta este și... de fapt izolație. Și tu așa ziceai, nu? Așa ziceam. A, așa. Și undeva calculăm noi mijlocul să vedem câte pătrățele sunt în stânga și în dreapta. Păi nu calculăm, că eu fac așa în fiecare parte și vedem cum ne dă, știi? Da. A, ce greu e că trebuie să pui pământ. Da. Sigur nu există altă soluție. Păi pot să pun altă chestie nouă de pământ. Nu, adică trebuie neapărat să pui ceva pe dedesubt, nu? Dacă nu, trebuie cumva blocurile să le prinzi de ceva, știi? Noi facem aici un acoperiș super bangos. Facem acoperiș de acoperiș. Da, sperăm să vă inspirăm să vă faceți voi la casă la voi. A, așa, ia uite ce fain. Hai că e super tare, nu. Asta este țigla. Țigla, nu contează țigla culoarea, mie îmi place foarte mult asta, dar tâmpești dacă tot merge în Nether de 100 de ori. Dar na, mie îmi place foarte mult. Nu, se găsesc ușor vartele, puteți să faceți și voi dacă vreți să fermă. Da. Că nu e chiar așa de greu de făcut. Vă trebuie doar nisip din ăla. Dar noi avem nisip. Soul sand. Dar avem... nu ne-am făcut fermă, ne-am făcut? Nu, nu ne-am făcut. Trebuie să ne facem ca să avem culoarea roșie. Mai ușor e să mă duc în Nether. Auzi, Felix, înțeleg că eu pot să colorez orice. Nu știu orice. Ce vrei să colorești? Auzi, dar oricum puteam cu flori, nu? Să colorăm. Da, tu ce vrei să colorești? Vreau ce vreau să coloresc? Da. Nu știu, nu m-am gândit încă. Mai am pământ. Mai am pământ. Nu mai avem pământ? Da, trebuie să pământ. Poți să pui altceva. Ce? Că e mai rar, dar nu mai pun altceva. Poate mai am pământ jos. Tu ce vrei să colorești? Chiar nu m-am gândit. Auzi, da, voi vă dați seama ce acoperiș bengosul să-și facă Felix aici? Cât de înalt până la cer. Până la cer? Până la cer, pentru că avem o grămadă de scări aici dacă, de făcut. Dacă nu mă ajung resursele și trebuie să merg în Nether, mă muș de cap. Dacă puteam să fi făcut trepte. A, uite-te că nu trebuie să pun atât de multe de pământ. Uite acum mi-a dat seama. Da, pune-mă una, bă! Steți. Da. Da, pui una acolo. Acum mi-am dat seama, acum mi-am dat seama. Acum da. Dacă am fi avut trepte dintre astea de cărămidă, puneai în trepte, știi? Hai să faci un horn, să vină Moș Crăciun. Faci un horn, fac un la sfârșit. Uite, acum mi-am dat seama, vezi? Dacă n-am experiență de Minecraftier. Ce tare! Uite, uite acum. Ce trepte merg. Felix, deja încep să fii coco-constructor, da. Fain. Azi ești puțin geloasă. Ești? Deja, ce mică e casa ta. Cu acoperișul lui Felix o să fie și mai uriașul casa asta lui. Da, da. Și plus că e pe deal, știți? Și o să fii și mai uriașă. Și pe ăsta acoperiș dacă mai faci un turn. Ce, nu mai ai grămidă între astea? Mai ai, mai. Felix, știu cum să mă doadă grămida. Da, îți fac și ție. Aia era mea, știi? Nu, nu. Nu așa că era mea, eu i-am zis din Nether să-mi ia. Da, lasă că-ți iau și ție. Stai, stai, ca să nu aici trebuia să fac. Asta l-ai pus-o aici. Vezi dacă mă ții de vorbă și nu ești atentă la ce fac. Trebuia să o desfaci mai întâi ca să pui. Nu, că las că e bine să fii dedesubt, lasă că dau eu jos. Ai făcut acolo în tăritură. Da, în tăritură. Așa, mai fac una? Mai fă-i. Una mai fac. Vezi că, cred că deasupra portalului, unde e, care e mijlocul, nu știu. Portalul. Trebuie să mergem afară să vedem care e mijlocul. Mai fac una, una mai fac. Poate nu mai am grămi fără cărămidă roșie. Dacă nu ne facem jumătate de... Jumătate de casă. Nu și... Și vă arăt numai din partea care se vede fain. Da. Pe vadă vecinii. Mai fac una. Hai că arată super bengos. Mai fac una sau las așa? Nu știu, trebuie să mergem puțin afară să vedem care e mijlocul. Eu zic mai fac una. Eu zic să mai... Și eu zic să mai facem una. Am poftă să mai fac una. Deci asta este înălțimea maximă a cocovilei lui Felix. Da, am acum cu bolici. Mamă, vă vedeți jos cât de înalt e. Da. Incredibil. Felix, așa, tu nu te joci aici. Că n-a pun puțin nimic. Am căzut direct în apă, ce tare! Hai să mergem puțin în depărtare. Ai o barcă? Na, merg așa. Hai de cap. Să vedem acolo din față, Felix, din față. Stai că mă duc aici pe nisip să nu mă nec. Uite acolo o mină, vreau să explorăm cândva. Da. Ce zici? Îmi place că toate minele le-ai explorat, dar alea de lângă noi nu. Nu, da. Ia, cum arată? Stai să mă duc acolo să fiu mai la distanță. Aveți emoții? Aveți emoții la română? Arată bine, arată bine. Oh, pare puțin strâmbă, dar nu-i. Nu, din cauza perspectivei. Perspectiva mă păcălește, că se uite din perspectivă. Ia uite, hai că arată fain. Vezi, acum pare invers. Vai ce tare. Da, acum pare invers. Mă păcălește perspectiva. Că așa e la Minecraft-ul ăsta. Așa e la Minecraft-ul ăsta. Aia e fain aici. Ce? Satul ăsta. Uite un iepure. O, ce-o fugit de mine. S-o lovit. O, ce-o lovit mintitelu. Te lovi la picioruș? La picioruș. Știu că mai aveam puțină sticlă, că m-ai făcut, dar nu cred că mă ajunge. Că vreau să fac și chestia de prete. Ia, uite-te sus să vedem dacă e la mijloc.
Nu-mi dau seama. Cred că ar mai trebui încă una. Dar da, nu știu exact. Oricum îmi dau seama când vreau să fac și chestii de aici. Da, 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 facem din partea stângă și vedem cum ne întâlnim la mijloc. Aici am ce ți-ai pus acolo? Parchet? Ca să crezi că e parchet? Aici știu că am pus. Pământ am pus aici. Pământ, hai că avem pământ. Pământul. Dar n-ai nevoie de sticlă sau ai? Aici am câte mai am. Oh my god, cât de întraste colorat data trecută. Sunt multe. Unde mai am sticlă? Sticlă. Aici. Sticlă 64. Uite, 64. Dar nu mă ajunge. Nu o să mai am sticlă, nu mă ajunge sticla. Duci? Nu mai ajunge sticla. Tot ai nevoie de casa mea, da, hă? Da, hai să, aici vreau să fac. Na, știi ce mă gândeam aici? Aici să spui multe ca să nu încep de aici așa, știi, ca să fie mai interesant, aici da. Trebuie să fac. Mă gândesc să mai pun o să fac o toată. Mă gândesc să fac așa, știi? Și să mai fac aici la nivel, da? Să mai fac un rând de chestii, că nu o să mă ajungă toate chestiile. Înțelegi? Felix are foarte multe chestii, știi? Ți-l coco bogat așa da. De Minecraft. Da. Fac așa un rând de chestii, imediat îți arăt cum. Ba, eu știi ce abia aștept? Să faci scările la intrare, fac și așa să fie vendoase. Dintre alea în L. În L. Stai să vedem. Deci aici numai cu alfabet mergem, una, cu V și L. De una și mie îmi trebuie, mă ajunge două să mă pun pe trei. Mai fac de îți trei, ajung, de, trei de trei. Uite așa să fie. Aici să fie peretele de sticlă. Așa, da, peretele hai de sticlă. Hai că e tare. Îmi place designul de la casa lui Felix. Vă place? Place? Da. Și mie îmi place. Ce hai mai tare, designos. Da, super tare. Puteți să spui și un gărduț aici dacă voi ai, în loc de sticlă. De ce aș face așa ceva? Zic și eu. Nu că vreau să fac acoperișul. Așa. Ce zici? No. Că o să ai nevoie de mai puțin acoperiș dacă îl încep de aici, de pe peretele ăsta. Ce? Că tu dacă faci acoperișul de pe peretele ăsta ultimul, e mai mare, e prea da, mare. Dar după. Nu vreau, garbă, vreau să fac așa de mare, să fie o casă absurd de mare. Auzi, dar știi ce zic eu? Ce zici tu? Hai aici fă-ți-o toată și acoperișul drept de sticlă, ca să fie mai bengos. N-am înțeles. Partea asta pe care ți-o faci acum, îți faci pereții de sticlă am și înțeles. Faci un acoperiș drept dacă de fac, sticlă. Dacă fac acoperișul ăsta drept de sticlă, atunci pot să mă ocup de la aia de sus. Da, asta ziceam. Am dreptate sau n-am dreptate cu acoperișul? Hai că facem, hai că facem. Numai să fi făcut acoperișul ăla bine. Ca să-ți faci un design mai interesant la casă. Ce nu poți să mergi aici? Nu poți să mergi. Așa. Mi-e place, știi? Felix are aici numai chestii șmechi. El are portal. Bun, are acum haideți să începem să facem. Aici nu cred că am făcut eu bine. Hai să vedem. Ba da. Stai să văd, aici în partea stângă ai un perete, uite, vezi? Da. Trebuia toată centura asta dată pe partea stângă. Eu am zis de data trecută. Am zis. Viața e grea. Grea e grea. Să vedem cum facem. Mai am lemn, mai am puțin lemn. Viața e grea că nu ai lemn. Așa, să facem că... Da, să termin peretele. Dar la ce înălțime trebuie centura? La ce înălțime? Dar la înălțimea care? Asta vreau să văd. Păi nu știu, că avem aici de-a pământ. Înălțimea asta. Deci asta e înălțimea centurii. Da. Aia înseamnă că... Nu, e bine, e bine. Fii atentă, e bine. Uite-te cum vine. Vine așa, deja începe prima scară. Ah, ok. Bă. Deja începe prima scară. Da. Adică nu vreau să o consum pe asta, că după aceea poate nu mai rămâne destul. Vreau să o începem pe asta. Începem așa. Ok. Așa, vei? Hai că e tare, tare, tare. Vă place? Vă place? Arată genial. Vreau să văd dacă ajungem sus de tot. Ajungem să facem casa faină. Și face aici Felix un cocoviloi. Așa. Și am următoarea parte. Da. Și acum din partea asta. Deci mie îmi trebuie și aici una. Și acolo, pe colț mai pune una. Aici, așa. Așa. Și așa, nu? Da. Și în față încă una. Și să-mi spui cum vrei. Că arată bine. Așa, arată bine. Să-mi spui după aceea cum vrei. Opa. Să-mi spui după aceea cum vrei din față să-ți fac chestia de sticlă. Dreaptă, în dreptunghi. În dreptunghi? Da. În paralelepiped. Paralelepiped. Bun. Și acum din față. Și încă una tot așa. Și pun una așa. Da. Ce zici? Ți arată bine, nu? Super. Vreau să văd dacă și acum o să ajungem acolo la mijloc, da, vreau să văd acolo ce se întâmplă. Că va trebui să număr câte scări în fiecare parte, știi? Ca să fim exact la mijloc. Da, că dacă nu... Dacă e ceva impar sau așa, mai pui ceva drept. Dar există casa așa, serios. Nu, eu doar sper să nu trebuiască să se distrug ce am făcut chestia aia. Da, eu m-aș bucura dacă ar fi să zici că nu este egal, că îți pui așa un platou drept la mijloc, știi? Dacă nu e egal, pun un platou de două. Să nu fie chiar V, să fie un fel de U. Așa, un V, U. Știți? Un V. Iar vorbești despre franceză, știi că nu le-am cu franceza. Un V. Așa. Că ajung. Vreau să-mi fac casa asta odată, să am și o casă miștoacă. Ca să pot după aceea să-mi bag în, să fac design de interior. Că prea mult... facem arhitectură. Deocamdată. Că după ce o să terminăm casa, o să afle alte chestii faine construcții. Eu știi ce abia aștept să-ți faci lava aia în lava casă. Lava aia, da, așa. Oricum mi-ați dat sfatul să nu pun lângă lemn că arde. Dar ai pus cărămida. Ok. Știu, dar să fie totuși, să nu atingă lemnul. Izolat de cărămidă, da. Bun. Da, mai uite, așa, mai faci încă una ca să fie la același nivel. Adică asta n-am făcut-o. Da, n-ai pus. Așa. Așa, stai puțin. Pui câte una. Las că asta ți-o pui tu după, că asta nu se vede acum. Păi știu că nu se vede, dar... Ca să mai faci economie. Cred
Cred că am ajunge. Așa. Așa, ce tare. Și aici mai faci încă una și după aceea faci drept. Vine noapte, trebuie tare. Să fac nani. Vai, ce-mi place. Vă place și vouă. Facem nani. Hai să le număr și după aceea facem nani, să vedem. Dar nu fac drept, că eu mai pot să fac una. Păi, crezi că trebuie să le numeri? Nu sunt egale dacă s-au întâlnit aici. Păi, n-am să știu. Nu sunt egale, a? N-am să știi. Știi tu? Nu știu. Eu merg așa pe instinct. Deci, să vedem. Deci avem așa. Tot cu aia de acolo, care n-am făcut-o. Una. Două, trei, patru. 5, 6, 7, 8, 9. Da. Și hai să vedem partea altă, te poți duce prin... Aici să facem opa, opa, Felix. 9. Doamne, puteai să le numeri în timp ce coborai. Una. Trebuie. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Perfect, egal, perfect. Instinctul meu a spus. Acum, eu a trebuit, lucrez pe întuneric, că mai am din ăstea și Milene. Suntem sus și sperăm să nu vină niciun monstru la noi. Așa. Așa, și facem așa, și facem așa. Da. A, deci până la urmă ți-o facem VV. Da, și totuși o rămână una de 200, știi? A, ok, perfect. Așa. Hai că-i tare. Opa, ultima. Așa. Și acum încă una acolo. Perfect. Doamne, Felix, aici este un constructor care sare de pe acoperiș. Ce așa, curajos ești, Felix. Așa, aici, uite, pun numai una singură sus. Da, una singură sus, ca să fie perfectă. Da. Hai că e super tare. Ce casă faină și nebună. Puțin geloasă, vă zic sincer. Vreau și eu și acoperiș roșu. Ia uite-te. Ce tare căsoaia! Uite, știu că văcuțele alea sunt și ele geloase. Sunt văcuțe acolo sus? A, uite, am uitat că am pus torți acolo. Ai pus torțele, ți le-a spus niște felinare acolo. Așa. Ok. Super! Și acum fă ultima. Da. Cred că mi-am luat 7 ani să fac totul. Da. Știți cât de repede mă mișc eu? Așa, arată super tare și după aceea o să definitivăm și înăuntru, știi? Acum să facem din exterior, să vadă vecinii. Să le fac crească ciuda. Da, eu sunt vecina ta. Ok. Așa, crește ciuda mie. Și acum sărim în apă. Aici iar vrei să pun sticlă? Sau ce vrei? Nu, sărim în apă. Eu vreau să știu cum vrei să fac aici chestia asta, știi? Pune, termin aici de făcut acoperiș. Mai încă una. Eu vreau să știu aici cum vrei să fac acolo, știi? Poți să sari? Să ajungi acolo? Nu cred, nu? Nu, dar vreau pot să fac așa. Așa. Înțelegi? Da, și da, eu pun înapoi. Da. Păi, da, poți să faci cu nu, cu dar sticlă. cum vrei. Asta, e că asta nu mai mă trebuiește. Nu nici mai trebuie, asta. Da. Vezi ce înseamnă să faci prima dată pereții? Da. Ale expiră după un timp, ce? Dacă nu le iei. Da, dar nu-ți face griji că le luăm noi. Le luăm? Așa. Așa, și eu zic să... Și asta va trebui dărâmată. Da. Așa. Dar cred că am făcut puțin în exteriorul peretelui de sticlă, nu? Sau nu, asta e sticlă, ai pus-o tu. Da, asta am pus-o eu, n-am pus-o legătură. Și acum dărâmă asta ca să continuăm cu sticlă tot așa până sus, nu? Până sus, așa vrei tu? Da, să fie așa un V de sticlă, ce zici? Așa vrei tu? Nu? Ce ziceți, cocolișilor? Așa vrei? Păi pare interesant, eu nu? Eu am crezut că vrei doar așa o căsuță cum e asta. Până sus vrei tot asta de sticlă. Da, ce zici? Să se vadă de la vecini, din țări străine. A, da, trebuie după să mă pui să o dau jos. Deci așa, nu, să zic că o să arate deci bine. Deci aici e cam mult, așa, am umplut-o cam mult. Da, lasă numai marginile, știi? Tot așa, în scări, să fie. O, e greu. Nu-mi dau seama, deci așa. Așa și cred că aia e ultima. Nu, și aici. Așa. Așa. Așa ceva. Da. Și aici, astea trebuie aici... dărâmate pentru că astea erau alea pe care le puneai da, aici în plus. Am pus un plus. Da. Am pus cam auziți, plus. Arată cam tare, nu? O, ce mână lungă are Felix. Aia, gata, nu mai este destul de lungă. Sau este? Nu desfac eu. Te descurci? Da. Felix nu se lasă, că altfel o încurcă. Așa. Se descurcă, că altfel o încurcă. Așa vrei tu? Da. Bun. Așa. Bun, și punem sticlă? Punem sticlă. Punem sticlă, că e mică. Așa, ce tare. Felix, da, îmi place casa ta. Voi ce ziceți, vă place? Cea casa mai faină casă. Nu există o casă mai faină decât asta. Acum, din păcate. Din păcat, așa. Acum să rezolv și partea asta. Da, așa. Sau fui de acolo și continui. Acum mă duc în sus după, așa. Tot aici trebuie să lași câte una. Ce ziceți, suntem niște arhitecți faini? Cei mai buni arhitecți. Cei mai tari arhitecți suntem, nu? Dacă pământul să se deschide drumul ușor. Bun. Și acum tot cu sticlă. Nu prea am multă sticlă, sper să mă ajungă. Nu prea multă sticlă. Lucrez pe noapte, vezi ce om sunt, lucrez noaptea. Muncitor, serios aici, Felix. Da, e noapte și la noi când filmăm și noapte și la voi. Că altfel Felix nu putea să doarmă, știți? Zicea, vreau să fac casa mie. Casa mie, zic cum trebuie, nu. Casa mie. Casa mie, vorbește, dacă vorbește, vorbim corecte. Vorbim corecte. Da. Bun. Arată așa, bine. Așa.
Doamne, Felix, aici poți să-ți faci nunți să la fac tine. Nunți. Asta zici că e sală de nunți. Sală de nunți. E mai fain decât o sală de nunți. Pe bune acum. Și aia, laboratorul este de fapt masa mirilor. Masa mirilor. Și au și piscină. Ai, de cam că nu mai am sticlă. Nu mai ai sticlă? Să nu trebuiască să fac. Hai să-mi iau și toată Opa. Asta. Că după aceea, Opa. Când mă rgâne pentru bucată, am dat ia-le, pe ia-le, 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 ia-le. Așa, mai este. Sale mele, oricum, sale mele. Sale tale. Sale mele, că o să-mi fac și eu acoperișul la mine. Mai una afară. Și ai una aici, una pe colț. O iau și pe aia de afară, că dacă cumva o pierd, hai să mă duc să fac un nănic mic. Du-te, o, ce șmecher aici, poți să duci sub apă. Așa, cum arată? Oi, de capul meu. Arată super tare. Deci dacă, stai, știi ce fac? Hai să-mi pun nisipul, că nu cred că mai am sticlă, să-mi pun niște la făcut. Nisip la făcut? Da, nu cred că mai am sticlă. Așa aici o să-ți pun niște scări pe L. Da. Ce tare. Facem o echipă super bună, nu? Ce mai tare. Așa, și o să-ți pui și niște lustre din tavan, așa, știți? Dintre la cu pendul, așa, pui ceva, un băț, așa, lung, lung, lung și lustra, lampa, o pui la margine, da, mai jos, știi? E fain, dar eu mă gândeam alte chestii ce le fac. Cristina se bagă, oh, să mânc. Cristina numai lustre, oh, poți să păi mânc? Păi, dar nu? Mă, ce ziceți? Știți, dintre alea de sticle pe care am luat din Nether. Cuțulică! Bobiță, ce faci tu? Hai să facem nani. Oh, hai de cap, facem nani. Sper să mi se facă sticla până dimineața, că nu prea să aștept. Hai să mergem și în celelalte cufărele noastre, dacă mai avem ceva sticlă. Auzi, noi n-am mai făcut nani de mult. Cine, tot noi? Am lucrat noi. Tot am lucrat, da, tot am lucrat. Așa. Da. Mai este sticlă pe aici, așa să vedem. Nu știu, că am impresia că da trecut altul pe toate. Asta e sticlă din aia subțirii, da, că nu place mie. Uite, 8. E bun. Și aici n-avem. Nu mai e. Nu mai iete. Dar are nisip. În caz de trebuie să fac bun. Wow, ce tare arată. Și aici tot așa o să-ți pui cu sticlă bune sau din piatră, ce niște din ce nu știu, faci vedem, tu. E ceva mișto. Acolo vedem marea. Îmi place. Aici mai avem, mai să punem câte așa. Felix are o grămadă de cuptoare, el este foarte gospodar. Fără pereche. Gospodar fără pereche, da, este Felix. Așa. Fără pereche, dar cu pereche. Cu pereche, astfel de mai aici s-a făcut puțină. S-a făcut. Hai, așa. Ai 8 și... Stai că le pun pe toate și pe aceea le iau. Da. Nu știu dacă mă ajunge. Le pui și tu cât poți. Și mai trebuie să-ți mai faci sticlă pentru partea alaltă, știi? Pentru... Da. Iar trebuie când mi se încă... Știi ce fac eu? Mai umblu așa pe jocuri când mai mi se încarcă la editez, când mi se rendează. 44 cred că ajunge. Așa fac de obicei la Roblox cel mai des. A, ce bengos arată și dinăuntru. Nu? Da. Fain ideea asta cu sticlă, cu peretele ăsta de sticlă. Așa. Și acum să mă duc să pun. Uite, avem o masă acolo la vară. Unde? A, da. Jos. Acolo luăm noi, cum se cheamă? Mic dejun. Stai puțin. Aici e ceva ce n-am putut noi bine, după aceea să mă uit. Dar trebuie să o aranjez. E bine, e sticlă. E în scară. Nu. Am să știu dacă... Da, uite-te. Aia trebuie să o dărâm? Da. Da. Asta nu o să văd. A, și încă una, cred că. Uite aia. Da, așa aia. Cred. Da. Da, și asta. Mama. Așa. Bine. Era să facem aici niște greșeluțe. Da, de gramaticale. Cele mai gramaticale. Vezi să nu-ți pui sticlă în așa. Cap. Așa. Așa, să-mi iau asta, că până la urmă e resursă. Da. Așa. Ne descurcăm fain, nu? Să ne descurcăm. Bun, și acum să punem asta. Am ți-ai pus pământul aici. Arată okay, arată nu? Bine, nu? E tot un scară. Da. Peretele ăsta este gata! Ce stea nebună? Da, aia trebuie dărmată. Ai mână lungă. Vă-ți aici niște pământ, nu mai strica sticlă. Să vedem. Ajung acum? Ajungi? Mână lungă, da, bravo. Și încă una. Unde? Nu? Aici, da, asta. Da. A, că se-i tot asta. Da. Să punem. Perfect. Nu ajungi cu mână lungă. Așa, bravo. Așa, aici pare să fie totul bine și aici pare să fie totul bine. Doamne, dar ce construcție! Se pare că ce asta trebuie să o dărâm. Ce construcție! Să mă duc pe sus pe acolo când s-o dărâm. Opa, Felix, ai grijă. Uite cum sunt. Hai să vezi cum sunt. Levităm! Ia uite-te! Levităm! Ia uite cum sunt. Pe margine levităm. Sunt. Sunt pe margine. Vai, și s-a așa plecat. Bun. Felix, mă impresionezi. Și eu mă impresionez uneori pe mine. Rar. Rar? Rar, așa. Bun, acum să-mi iau toate resursele care au căzut. Sale noastre, nu de alta. Și cum arată? Să-mi iau toate astea, că după aceea... Și așa, că-i muncit-o cu greu. Hai de capul meu. Uite-te. Vai de mine! Arată bine? Cât de bengos arată! Bengos până la os! Incredibil de fantastic. Nu-i așa? Și cu portalul ăla acolo în mijloc. Că arată bine. Magic!
Hai că arată bine, Doamne, că arată bine, că arată bine. Arată senzațional. Și aici nu știu să fac, aici ce chestie să-mi fac aici, așa că până la urmă, asta e casa mie, asta aia e casa ta, mie. Da. Ce e acolo? Auzi, dă bine tare portalul acolo, nu? Dă foarte bine, am văzut că l-am pus. Da. Cine trebuie să-l pui acolo? Cocos Cristina. Eu i-am zis. Așa, să-mi iau resursele, da. Mă duc jos și acum topor n-am, bun. N-ai topor? Cu mâna. Nu știu unde l-am mai pus pe ăla. Am crezut că o pâine, ce aia? Erau pâine. Erau pâine, și ce vrei să faci mea? Mai mânc când mi-e foame. A, bun. Bun, așa. Acum puțin aici. Acum, eu nu vreau să distrug asta deocamdată, deoarece... Vrei să mai pui... Mai vreau să mai fac o ceva fermă. Ceva fermă. O fermă. De oițe n-avem, nu? Da, dar nu, eu nu o să-mi pun de oițe aici. Și de iepuraș. Eu vreau să-mi pun aici, o să-mi pun aici o fermă de iepuri. Da. Știi? Mai fac și pe asta. Mai am din asta, bun. Vreau să pun aici o fermă de iepuri și de oițe vreau să fac automată. Deci nu, vreau să fac automata din aia de cu redstone. Serios? Da, pentru că acolo ne trebuie, că o să fie multe colorate, știi? Interesant. Interesant, bun. Partea asta e bună, chestia asta e bună. Stai să mai iau puțină mâncare de la păcușor, 28 să pun la prăjit. Prăjit, ia uite ce fain arată. Vreau să văd cum arată de afară, cum arată de afară. Hai de afară, de acolo, de pe barcă, du-te cu barca. Barca, barca mea, mergem cu barca mea. Aici pe dreapta era o barcă. Oh, unde barca mea? Unde te duci, Felix, unde te duci? Și după ce o să ne terminăm cu arhitectura, o să facem și peisagistică. Adică ne ocupăm și de grădină. Na, că mi-a zburat sticla jos, că am aruncat. Multă? Sos și spart? Bă, hai că iau. Dar n-apă n-ar trebui să spargă, nu? Nu, lasă că mai fac o sticlă, că e doar de nisip și eu trebuie să fac ornamentele. Hai să vedem cum este casa mie. Sunteți coco curioși? Sunteți curioși? Sunteți curioși? Uite și delfinul l-a încântat. Întoarcem. Oh. Idee, capul meu. Mamă, ce mare, Felix. Dar cutia mea de chibrituri. A, știi ce vreau să fac? Știi ce vreau să fac? De asta am vrut să fac diferit. Partea asta am vrut să fac egală, trebuie să meargă până în jos, știi, partea asta, de aici, o fac în scară. Stai că arată cu mouse-ul, că nu văd cocolic și... Deci, ca să fie egală, da. Știi? Partea asta de aici așa, vine da, până egală. Aici, așa, până aici, până aici, aici, egal așa, egal aici, da, nu? Da, trebuie doar peretele ăla, nu-i de... De aici? Da. O să vin iar așa în jos aici, așa, și să fie egală. Ce zici? Hă? Vezi cum e chestia asta jos de aici? Da. Și s-o fac și aici. Oh, da. Înțelegi? Cum e aici, așa, să fac aici, așa. Ce, nu. Ce zici? Nu? E fain așa? Da, lasă că acolo e peisagistic, acolo nu mai ține. Cum arată de aici, așa? Mamă, dar ce casă faină! Ce uriaș, și stați să vedeți cum fac și în interior. Băi, e o casă faină, trebuie să recunosc. Cam tare. Îți cam mulțumit. Să văd cum arată pe lângă cutia ta de pantofi. Venit, de cocos, cocolișilor, o să ne construim și noi. Faci și noi un acoperiș? Mamă, a trei de ale tale intră în a mea. Știi ce? Eu zic să ne mai facem un etaj, da? Cu lift. Cu lift? Și facem zgârie nori și hotel și închiriem, dacă vreți să veniți. Nu s-a apăsat butonul de coco like. Scrieți în comenturi ce vreți voi și ne vedem viitoare cu un episod de Minecraft, pentru că ne place prea mult Minecraft-ul. Casa ta, casa lui Felix. Casa mie.